această zonă a cartierului Schela pe bulevardul Vârcerovei nu există nici sistem de canalizare și nici asfalt. Astfel, la fiecare ploaie, strada aproape că este impracticabilă. Șoferii spun că cu greu pot ajunge la destinație. Rămâneam acolo, în groapa aia. N-aveți cum să întoarceți aici? Sau nu, să... este incredibil, dar adevărat. Locuitorii din Schela nu pot spune că trăiesc la oraș. După fiecare ploaie, străzile lor se transformă în adevărate ulițe de țară. E rușine aici, între școală, biserică, adică nu e un cartier orășenesc. Aici e numai de țară, mai rău ca la țară. Plătim impozite cum plătim și stăm numai în... cum se vede. Pentru șoferi, situația este dezastruoasă. Când plouă, gropile sunt acoperite de apă și devin adevărate capcane. Oamenii spun că pur și simplu își rup mașinile în două. Îi cer primarului să-și plimbe și el limuzinele pe drumurile din Schela. Gropi, apă, cât se poate de multă, nu ai ce să o ocolești. În toată Schela e la fel? Da, în toată Schela este la fel. Gherghe nu s-a interesat de soarta acestor oameni decât în campaniile electorale, atunci când le-a promis Marea Cusarea ca să le ia voturile. După alegeri s-a ales praful de promisiuni și oamenii au rămas la propriu cu roțile în baltă. Străzile sunt sub orice critică, dezastroase. La fiecare ploaie la fel în Schela? Deci promisiuni, da. Promisiuni zice că au fost, dar nu le va rezolva nimeni și cred că niciodată. Nu are cine. Străzile din Schela au fost incluse într-un program de reabilitare, dar la ritmul în care primăria a realizat investițiile din ultimul an, nu se întrevede nicio speranță că oamenii vor vedea asfalt la poartă.